Pandemia de coronavirus pune sub semnul întrebării revenirea din toamnă a copiilor la școală. În multe localități, cum ar fi Comuna Florești, s-au făcut investiții de milioane de euro în infrastructura școlară, de care cei mici s-ar putea să nu beneficieze în acest an. Cel mai optimist scenariu avansat de Ministerul Educației este ca o parte dintre elevi să fie primiți în sălile de clasă, iar ceilalți să asiste la cursuri online, urmând ca apoi să facă rocada. Există și o variantă pesimistă, în cazul în care numărul de îmbolnăviri cu COVID-19 va crește, cursurile să se desfășoare exclusiv online. Această soluție este greu de acceptat de părinți și de către unii profesori. La momentul acesta, sigur, toată lumea așteaptă să înceapă școala și recomandarea este să venim la școală cu elevii, fiindcă dacă nu va fi acest contact cu școala, foarte mulți vor abandona școala, mai ales în mediul rural. Și primarii care au investit milioane de euro în infrastructura școlară ar prefera să-i vadă pe cei mici în sălile de curs. În Comuna Florești, de exemplu, s-au investit peste 3 milioane de euro pentru construirea unei noi unități de învățământ în cartierul Cetatea Fetei. Clădirea are 24 de săli de clasă, 6 laboratoare, sala de servire a mesei, spații pentru evenimente festive, terenuri de sport și multe alte facilități. În plus, a fost dotată cu calculatoare, table interactive și videoproiectoare. În zadar, dacă nu vor veni copiii să se bucure de ele, primarul comunei Horia Șulea dă asigurări că distanțarea poate fi asigurată la noua școală. Posibilități, bineînțeles că ar fi, există variante, inclusiv de separarea fluxului școlar și a cursurilor în două schimburi. Eu, sincer, nu prea sunt de acord cu învățământul la distanță, cu învățământul online, pentru că nu face altceva decât să creeze un nou om, un nou tip de om, omul care este rupt de socializare. Și problema transportului școlar a fost o provocare în Florești. Și am creat condiții astfel încât copilașii să vină la școală în cele mai bune condiții. Sunt cele 7 linii de autobuz școlar pe raza Floreștiului care aduc și duc copiii de la școlile din Florești. În ceea ce privește învățământul preșcolar, Primăria Florești caută soluții astfel încât părinții să nu mai fie nevoiți să-și ducă copiii la grădinițe în Cluj-Napoca. Am demarat o procedură de a prelua o instituție de învățământ și preșcolar, o grădiniță care a funcționat în regim privat și aș putea să vă spun din ce motive a dat faliment. Suntem pe punctul de a finaliza caietul de sarcini, astfel încât să încercăm să mai putem crea locuri pentru 200 de copilași. Populația Floreștiului a crescut în ultimii 14 ani de la 7600 la peste 40.000 de locuitori. În comună trăiesc aproximativ 10.000 de copii și de adolescenți.